Din dispoziția lui Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, ANAF a restituit în perioada 3-5 iunie 2019 în județul Suceava suma de aproximativ 11 milioane de lei către 4.059 de contribuabili români, sumă ce reprezintă taxe auto achitate de către aceștia în perioada 1 ianuarie 2007, 31 ianuarie 2017. Demersul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală va continua până la restituirea ultimului leu datorat contribuabililor români care au achitat taxe auto pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu.